și acolo avem foarte multe locații și acolo avem o abandonare destul de dureroasă a timpului liberal și acolo, la nivelul Uniunii Europene, există o excrescență birocratică foarte mare și poate că ar trebui în viitor ca România, prin partidele pe care le are la Bruxelles, să spună mai apăsat structurile de credință. Pentru că, așa cum spunea Cristi Cioza mai devreme, până la urmă, noi nu suntem doar obiectul Europei, noi suntem și subiectul Europei. Ca să fim însă subiectul Europei, ar trebui să avem o concepție de Europa și cred că e momentul ca România, partidele din România, să contribuie la forjarea acestei concepții de Europa. Cum vrem să arătăm Europa viitor? Iar România trebuie să aibă un punct de vedere. Iar Partidul Democrat Liberal, cel mai puternic partid din România, trebuie să aibă un punct de vedere hotărător. Mă bucur că Cristi Preda a evocat mai devreme ce se întâmplă la Bruxelles cu această disjuncție stranie, dar explicabilă, între PDL și UDMR. Două partide care vin în aceeași țară, care vin același Partid Popular, dar care au poziții diferite la Bruxelles. Două partide care vin în același țară. Eu cred că ar trebui un dialog mai profund între cele două partide, trebuie văzut de ce există această stare de disjuncție în condițiile în care suntem din aceeași stare. Suntem la același Partid Popular Europa, suntem la același guvern în România. Poate că acest dialog mai profund ar permite armonizarea punctelor de vedere și eliminarea impresiei neplăcute pe care, fără îndoială, nu lasă doar UDMR și PDL, o lasă România, final, pentru că ceea ce fac aceste două partide la Bruxelles se reflectă în ultima instanță asupra României. Dacă vrem ca România să fie o țară europeană, avem nevoie, încă o dată, spun, de normalitate